E dificil să faci afaceri în Statele Unite. SEC-ul e de vină, spune CSO-ul Binance. Ultimele 6 luni au fost dominate de confuzie. Statele Unite sunt într-o pasă ciudată. Ce îi sperie pe oficialii Binance? Atitudinea SEC-ului față de rivalii de la Coinbase, care sunt anchetați în prezenți de agenția americană. Soluția? Emigrarea spre Marea Britanie. Facem tot posibilul să obținem acreditarea în Regatul Unit, spune Binance, care a pierdut dreptul de activitate în 2021. Nu-și mai găsește Binance locul. Mergem la Alexandru Hobincu, crypto-influencer. Bine ai venit! Salutare! Salutare, salutare! Avem această situație în Statele Unite. Începe exodul pentru piața cripto. Primește Marea Britanie schimburile de criptomonede care pleacă din Statele Unite sau se mai gândește din moment ce companiile sunt anchetate în Statele Unite? E foarte interesant că au ales exact Marea Britanie, o țară care în urmă cu câteva luni i-au banat. Dar părerea mea este că este doar o încercare de a fugi de anumite reglementări. Marea Britanie, nemai fiind parte a Uniunii Europene, s-ar putea ca reglementările să fie obținute destul de ușor, pentru că știm prea bine că în ultima perioadă MiCA și-a făcut prezența pe teritoriul Uniunii Europene și asta înseamnă o reglementare destul de la sânge. Da, un joc interesant, dar nu cred că acesta este sfârșitul. Cu siguranță nu cred că ar avea de suferit în curând. Adică Binance este totuși o aplicație care poate fi folosită worldwide la urma urmei. Poate nu în toate țările având aceleași condiții, precum futures, dar cu siguranță în toate țările poate fi folosită ca și modalitate de a investi în criptomonede fără absolut nicio problemă, indiferent că sediul este în US sau că sediul este în UK. De asemenea, Binance are în continuare cea mai mare lichiditate de pe piață, asta este realitatea. Oricum, nu ne putem compara cu lichiditatea existentă în zona de stocks sau forex și așa mai departe, pentru că na, vorbim totuși de $1 trilion versus 80 de trilioane, dacă nu mă înșel, are stocks, dar până una alta este o zonă destul de interesantă în continuare, zona cripto. Știi ce mi se pare paradoxal și oarecum amuzant? Că atât Coinbase, care a făcut primul pas către UK, așa bine, declarativ vorbind, cât și Binance, susțin tocmai reglementarea. Ei spun, domnule, nu reușește SEC-ul, nu reușește CFTC-ul să se pună de acord și să ne impună niște reguli clare după care să funcționăm, așa că mergem în UK. Acum, după cum spui tu și e plauzibil ceea ce spui, pare că e taman invers, adică caută cumva zone în care să fie libere, nu să fie încadrate de careva sau de cineva. Bun, dar ce ar presupune să spunem că se întâmplă lucrul ăsta, fie pe motivul ăsta, că vor o zonă mai puțin reglementată. Ce se întâmplă, ce presupune logistic? Adică există niște lucruri care ar putea împiedica pentru o perioadă buna funcționare? Se oprește ceva? Rămâne ceva în loc? Adică un utilizator, când aude aceste vești, când aude aceste declarații, domnule, ne mutăm, ne luăm catrafusele și plecăm, ce ar trebui să înțeleagă? Există vreo tensiune legată de o eventuală mutare? Și doi la mână, UK permite oricui să vină până la urmă dacă tu ești anchetat în Statele Unite, țara prietenă și soră, da, a Marii Britanii, permite așa celor care sunt sub imperiul unor nereguli acolo să vină liber și fără nicio grijă în altă țară? Bun, în primul rând, nu cred că va fi absolut nicio problemă în ceea ce privește mutarea. Personal, am fost martorul unei mutări a unei mari companii din Statele Unite în România și crede-mă că nu s-a întâmplat absolut nimic. Adică, pur și simplu, au fost făcute niște documente într-o altă țară, iar zona de angajați poate fi cu siguranță ținută ca și o companie adiacentă în țara respectivă. Cel puțin din cunoștințele mele, așa funcționează inclusiv marile corporații care în momentul de față fac business în România. Bănuiesc că în aceeași manieră se va întâmpla și în UK. Adică n-ar trebui să ne facem griji în privința unor pauze sau a unor probleme din punct de vedere tehnic, pentru că nu vorbim de o mutare efectivă a tuturor serverilor și ce mai are Binance pe acolo în UK, ci doar din punct de vedere al documentelor. Și în al doilea rând, nu văd vreo problemă în UK, nu văd vreo problemă în a accepta o companie precum Binance în UK.
Știm că fiecare țară are reglementările proprii, știm că fiecare țară are legile proprii și precum dacă ești judecat pentru un anume lucru într-o țară, nu poți fi judecat pentru acel lucru în altă țară dacă legea nu este similară cu țara din care faci parte. Spre exemplu, în Singapore primești pedeapsa, dacă nu mă înșel, cu închisoarea pentru posesie de droguri. Poate zic eu greșit, dar știu că așa era. Ei bine, în România nu primești neapărat închisoarea. Deci vorbim într-adevăr de două legislații diferite, așa că mai probabil au găsit ei o nișă ceva să se considere că în UK sunt de fapt sustenabil de business. Eu nu mi-aș face probleme. Bun, bine. Bun. Mulțumim pentru explicații și pentru încrederea pe care o dai, iată, utilizatorilor de Binance, că poate există printre noi și atunci nu mai sunt atât de speriați de o posibilă mutare. Mulțumim, Alexandru Hobin, cu te mai așteptăm. Mulțumim.